Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Așa cum v-am promis și zilele trecute, astăzi revenim la emisiunea Puterea Cuvântului cu un alt invitat, tot din sfera politicului. Vom avea o dezbatere și o discuție cu unul dintre candidații la funcția de primar din vecinătatea noastră, Perișu. Invitatul meu din această seară este Dumitru Mihăiță, candidat la funcția de primar din partea Partidului Pro-România. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Pentru prima dată într-un studio? Da. Emoții? Puține, dar constructive. Așa și trebuie. Da. Am tot discutat săptămânile trecute cu diferiți oameni care, din postura de viitor candidați la primăriile unde locuiesc, și-au expus motivele și principalele obiective pe care le au atunci când vor ajunge să conducă și speră să ajungă în postura de a conduce acea comunitate și a dezvolta comunitatea din care fac parte. Domnule Dumitru Mihăiță, da. Prima mea întrebare pentru dumneavoastră este: de ce vă doriți să candidați la funcția de primar? Ce v-a făcut să luați această decizie? Da, bună întrebare. În primul rând, starea în care este acum localitatea. Localitatea nu arată ca o localitate europeană sau ca o localitate pe care nu o dorim noi. Al doilea motiv ar fi că de 8-9 luni sunt tătic și mi-am dat seama că... Mulțumesc! Și mi-am dat seama că copilul meu trebuie să trăiască într-un mediu sănătos. Și când spun mediu sănătos, mă refer la faptul că în Periș, în momentul de față, copiii noștri nu prea au foarte multe posibilități. Și de aceea vreau să mă implic total în construirea localității și în construirea viitorului copiilor noștri. Avem nevoie pentru copiii noștri de un parc unde să crească. Ați identificat deja câteva probleme? Da, problemele realizabile. Da, așa da, este ușor să le identificăm, exact, dar da, să nu le putem concretiza. Viabile, da. Problemele din Periș sunt multe, din nefericire. Chiar sunt multe. Avem nevoie de un parc unde să ne plimbăm copiii. Avem nevoie de o zonă de promenadă, ca să zic așa, unde să putem ieși la o cafea sau, nu știu, să stăm de vorbă, să avem o zonă de promenadă cu tot cu parc ar fi ideală. Avem nevoie de infrastructură. Drumurile nu arată foarte bine acum. Avem nevoie de o sală civilizată de așteptare la... Știți că în fiecare comună există un dispensar circă, nu știu cum îi se mai spune acum. Da, vechile clădiri construite după timpul comunului. Din nefericire a trebuit să merg acolo în ianuarie pentru mama mea să luăm o rețetă, că are câteva probleme, și a trebuit să stăm afară în frig la minus 5 grade, minus 7, minus 10 grade, unde erau și copii, să ne vină rândul să ne poată primi în încăpere doamna doctor. Dar aveți în Periș o maternitate, un spital, nu mai era funcțional? Era. Acea maternitate a fost închisă, inclusiv spitalul a fost închis. Chiar vă mulțumesc că m-ați întrebat. Perișul avea un spital unde chiar eu m-am născut. Și eu m-am născut, de-aia întreb. Am înțeles. În maternitate... Locuiesc în Guftea, dar m-am născut în Periș, pentru că în perioada aceea când m-am născut eu, încă nu era gata
spitalul de aici din Muftea, maternitatea din Muftea. Corect. Acolo m-am născut și eu, știu că se făceau și operații în acel spital. Știu că a fost chiar recondiționat înainte de a fi închis. Acum a fost transformat în cămin de bătrân. Dar ce putem face? Și chiar este viabil proiectul ăsta. Putem, tot în cadrul acelei curți, ca să zic așa, unde a fost spitalul, sunt mai multe clădiri acolo, putem redeschide un punct de prim ajutor. O cameră de gardă, cu un doctor de gardă, unde să-ți ia o tensiune la 12 noapte, eventual să-ți dea un tratament, un punct de prim ajutor. Da. Chiar ne dorim lucrul ăsta și cetățenii își doresc lucrul ăsta, să avem minimul. Costă că e obligatoriu să existe așa ceva în fiecare comunitate. Da, exact. Noi eram obișnuiți, înainte de a se închide spitalul, când aveai urgență, fugeai repede la spital. Acolo era un medic de gardă, îți lua o tensiune, îți lua o glicemie, chemau salvarea dacă era nevoie. Este foarte important dacă am putea reuși să facem un punct de prim ajutor, măcar atât, minimul ăsta de confort, ca să zic așa, pentru noi, al perișenilor. Am vorbit despre drumuri, despre parc și dacă tot m-ați întrebat, să vorbesc puțin despre proiectele pe care le am eu și pe care, exact, și pe care aș vrea să le implementăm. Eu cred că urgent ar fi să înființăm în cadrul primăriei un birou cu o persoană sau două, nu știu exact câte sunt necesare, înființarea unui birou în care oamenii să lucreze 24 din 24 pentru accesarea de fonduri europene. Fondurile europene ne trebuiesc urgent. Și Perișul nu a accesat până acum fondurile europene? Din ce știu eu, nu. Nu știu dacă greșesc, dar din ce știu eu, nu. Totul ce s-a făcut, s-a făcut pe buget local sau pe buget județean. Și știu că și cu câțiva ani în urmă, primăria chiar avea niște împrumuturi bancare destul de mari. Chiar foarte mari. De ce ne trebuie proiecte europene? Totul se leagă de proiectele astea europene. Am văzut la colegii noștri din Ilfov, mă refer la localitățile de lângă noi, că au implementat lucrul ăsta și au reușit să facă gospodăria localității. Ce înseamnă gospodăria localității? Pe care eu, unul, vreau să o implementăm în Periș. Am văzut la colegii noștri din Balotești, din Snagov, din Ciolpani, chiar și din Buftea, au propriile lor mașini de gunoi, au propriile lor mașini de zepezit, au propriile lor mașini de tuns iarba, au propriile lor mașini de curățat trotuarele. Am văzut că unele primării au chiar autocare cu care își pot duce copiii când au școală altfel. Da, evenimente. Exact. Da. Mai ales că la noi Perișul, fiind foarte mare, este foarte întins, noi avem mai multe sate, printre care există satul Buriaș și satul Bălteni. Și Bălteni, da. Bun, ca să ajungi în Buriaș trebuie să tranzitezi Bălteniul, pădurea Scroviște și ajungi în Buriaș. Ei sunt puțin mai departe de noi, de centrul Perișului. Oamenii aceia își doresc foarte tare să pot face și ei naveta cu STB-ul. Nu au posibilitatea asta și eu m-am gândit că în gospodăria asta pe care vreau să o implementăm putem achiziționa tot pe fonduri europene o mașină, un bus de ăsta mic de 30 de locuri care să facă legătura dintre Buriaș și Periș, stația de STB, ca și oamenii ăștia să pot beneficia de transportul ăsta în comun. Câți votanți are Perișul? În jur de, în jur de 6.000. 6.000? 6.000 și... Între 6.000 și 7.000. Da, este o comunitate, nu este mare, o comunitate mică, dar... Da, aveți, dar frumos. Da, aveți posibilitatea acolo să faceți multe lucruri. Foarte vă permite, multe. În primul rând, amplasamentul pe care îl aveți. Eu mi-am aveți lac, aveți păduri, aveți exact. Foarte multă zonă verde. Exact. Eu mi-aduc foarte bine aminte, pentru că am prins puțin și din... epoca cealaltă, în 89 aveam 14 ani spre 15, când am mers la liceu în București,
Colegii mă întrebau de unde sunt și le spuneam că din Periș. Toată lumea știa că la noi în Periș era celebru abator Periș. Da, da. Și crescătoria de găini în Periș și toți îmi spuneau că sunt un om fericit că m-am născut acolo, că avem bălți, avem pădure, avem exact abator, avem da. Crescătorie de găini, nu mai avem nimic acum. Abatorul nu mai există, crescătoria de porci nu mai există, crescătoria de găini nu mai există, gaterul pe care îl avea Perișul unde tot așa prelucrau lemnul nu mai există, nu mai există nimic în momentul ăsta. Păi și atunci de aceea Perișul este... ce s-a transformat în momentul de față, dacă așa zisa producție care o aveți, cu ghilimele de rigoare, de consum, ferma... Acum, ca toată țara de altfel. Ce? Noi nu producem nimic. În momentul ăsta Perișul nu produce nimic. Nu produce. De aceea este important ca să le facem facilități unor investitori. Chiar știu pe cineva care își dorește să își mute fabrica în Periș, să creeze niște locuri de muncă, dar are nevoie de niște facilități, are nevoie de un drum, are nevoie de mai multe. Bine, astea sunt lucruri normale pe care orice OAT ar trebui să le pună la dispoziția investitorilor dacă acel investitor aduce un plus valoare orașului prin angajarea de oameni, asigurarea da, de locuri de muncă, producție, taxe și impozite care le plătesc către exact, comunitatea respectivă. Exact, omul acela exact. Produce bani pentru OAT și când doarme sau când nu produce, pentru că taxele păi, le plătește. Haideți să luăm exemplu Baloteștiu. Da? Are foarte multe fabrici. Vă dați seama ce bani le vin la buget. Bănuiesc că și bufte are. Bănuiesc că toate au de pe lângă bufte, noi. Otopeni. Perișul deocamdată nu are. Și asta voiam să scot în evidență. Faptul că se pot crea niște locuri de muncă, atrăgând investitori, nu este fantezistă ideea pe care o am, pentru că suntem foarte aproape de București. Deci investitori clar vor fi. Pentru că acum toată lumea încearcă, cel puțin mici și chiar cred că și mari întreprinzători, ușor ies din București. Da. Și trebuie, exact. Este, da. Și trebuie undeva să-și mute micile fabrici, ca să zic așa. Și eu mă gândesc că Perișul poate oferi lucrul ăsta unui mic investitor. De cât timp locuiți în Periș? M-am născut în Periș. V-ați născut în Periș, da. Da, bunicii mei sunt în Periș. Da. Părinții mei sunt în Periș, eu m-am născut în Periș. Bunicii mei, unul din bunicii mei chiar a contribuit la construirea unei fabrici din Periș. Țin minte că chiar în povestea a contribuit la construirea abatorului și la construirea FNC-ului. Chiar unul din unchii mei a lucrat la Romsuin Test. Chiar și tatăl meu a lucrat la Romsuin Test, chiar și mama mea a lucrat la Romsuin Test. Romsuin Test era crescătoria de porci. Da. Cred că, din punctul meu de vedere, cred că 70-80% din locuitorii Perișului lucrau la Romsuin Test. Romsuin Testul a hrănit Bine, foarte pe mult timp comunismului, comunitățile s-au creat în jurul fabricilor. Corect. Da? Corect. Deci, pe asta tot s-a dar, creat. Dar Perișul, eu... Ce-mi povestea vecinul meu, că îmi plăcea să stau de vorbă cu el, Perișul este o localitate veche. Și vă spun și de ce. Pentru că în Scroviște, în pădurea Scroviște, Carol al doilea avea palat. Regele Mihai venea tot timpul la palat. Păi, Carol chiar a botezat foarte mulți copii. Drumul de legătură dintre DN și Scroviște e făcut de Carol. E făcut de Carol și arată, da, corect, după atâția ani, impecabil față de alte drumuri care au fost făcute. Corect, corect. Vreau să închid paranteza asta cu locurile de muncă. Gospodăria, în primul rând că va genera locuri de muncă și în al doilea rând va reduce, cred că la jumătate, costurile pe care le are primăria vis-a-vis de terții pe care le are acum. Căratul gunoiului, reciclarea, putem și noi să reciclăm. Aveți pregătiți specialiști în domeniu care să vă sprijine, consilieri care se pricep, da, la aceste aspecte? Da. Pentru că de, da, unul singur, ca toată lumea, de fapt, nu veți putea. Păi nu, noi suntem o echipă. Sunteți o echipă. Seama, evident. Corect. Eu nu am cum și să fac singur. Și aveți colegi pregătiți să preia 100%. Aceste aspecte. 100%. Sunt probleme în momentul de față. 100% și sunt deschis la orice propunere.
și chiar vreau să colaborez cu oameni din toate domeniile. Sunt deschis la orice, adică eu sunt pro-Europa și îmi doresc ca localitatea noastră să prospere. Păi, mi-ați tragem cu ochiul la ceilalți care chiar au făcut, adică da, se poate, dacă alții au făcut, evident că putem și noi face. Mi-ați, prin răspunsul dat, mi-ați dat, de fapt mi-ați generat o altă întrebare. Vă rog. Pe cine reprezentați în Periș? Ce categorie de votanți reprezentați? Eu sper și îmi doresc din tot sufletul să reprezint pe toți locuitorii Perișului. Eu nu reprezint grupurile și interesele nimănui. Chiar nu reprezint o familie anume sau un grup de interes anume, nu. Eu îmi doresc din tot sufletul să reprezint toți locuitorii Perișului, pentru că un primar... Chiar mă bucur că mi-a spus întrebarea asta. Un primar, din punctul meu de vedere, trebuie să fie primar pentru toți locuitorii localității. Și pentru cei care nu l-au votat. Exact. Mai ales pentru ei. Exact. Un primar care are viziune, primul lucru pe care îl face când ajunge în primărie, trebuie să informeze de ce ceilalți nu l-au votat. Ca el în 4 ani să muncească pe brânci, și să le dovedească că... Nu neapărat să le dovedească, că nu facem ambiții, dar să reușească să-i facă pe oamenii aceia să-și schimbe părerea și să zică, da, domnule, uite, chiar am greșit, omul ăsta merită. De ce? Mie nu-mi plac chestiile astea cu domne, nu m-a votat, nu-l ajut. Domne, nu e de partea noastră, e dușmanul nostru. Domne, suntem într-o comunitate de, nu știu, între 8 și 10 mii de oameni, da? Domne, acolo chiar ne cunoaștem unii cu ceilalți. Eu vreau să merg prin Periș să mă salut cu toată lumea. Dar nu trebuie să fim dușmani unul cu celălalt, că domne, ăla candidează, ăla... Nu, domne, trebuie să le spunem oamenilor clar ce proiecte avem, ce vrem, că e important să spui ce vrei. O cunoștință de-a mea m-a întrebat de ce vreau să ajung la primărie. Care este scopul meu? Și m-a pus puțin pe gânduri și am zis, da, ai dreptate, care e scopul meu? Și atunci am zis, păi, scopul meu este ca Perișul ăsta să arate și el bine. Să nu ne mai uităm la alții, să nu mai iau copilul sâmbătă în mașină să mă duc în parc la Mogoșoaia. Și m-am întâlnit cu consătenii de-ai mei în parc la Mogoșaia cu copiii. De ce? Noi nu putem avea un parc în Periș? Chiar nu suntem în stare? Aveți locații pe care le puteți transforma foarte ușor în parcuri. Da. Cunosc și eu Perișul. Da. Eu sâmbăta trecută am fost în parc la Mogoșaia, lumea stătea pe gazon, făcea un picnic. Civilizat, ca în Occident. Care a fost prin Occident a văzut că așa este, nu cu placă de aia pe care scrie nu călcați iarba, aia e cea mai mare aberație. Nu, din contră, calcă iarba, că de aia am pus-o, faci un picnic, puneți pătru acolo, puneți ceva, nu știu. Considerați că candidatura noastră sub Pro-România vă poate ajuta și sprijini în demersul pe care vreți să-l întreprindeți? Care este motivul pentru care ați ales Pro-România? Pentru că știm foarte bine că în Periș există ca peste toate, da, prin toate localitățile, și PNL, și PSD, și Alianța PNL-PSD, și AUR, și alte organizații, SOS, etc. Da, corect. Care este motivul principal pentru care ați ales Pro-România? Ce v-a făcut să... sau în ce vă regăsiți în doctrina asta politică de la ei? Păi am stat foarte bine și am analizat. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Cred că toată lumea în ultimele 2 luni au negociat cu toată lumea. Toată lumea a negociat cu toată lumea. Da. Corect, nu? Da. E o realitate asta, nu trebuie să ne ascundem după deget. Exact. Păi, și eu am avut discuții cu foarte multe partide, ca să zic așa, sau cu oameni. Cred că mă regăsesc cel mai bine aici, din mai multe motive. În primul rând că nu se pune presiune pe mine, sub nicio formă. De nicăieri, că trebuie să facem aia sau aia sau aia. Nu, din contră, a zis, domne, ai proiectele tale,
te susținem. Dar ceea ce e foarte important. Vi l-a stabilit de unul singur cu echipa, nu exact, m-am exact. Și mă simt confortabil pentru că nu sunt sub presiunea nimănui și că nu trebuie să rezolvăm alte treburi pe care noi nu le vrem sau pe care Perișul nu le vrea. Gen, nu știu, orice care Perișul nu le-ar dori în comunitate. De aceea, Pro-România mi-a oferit confortul ăsta. Nu fac presiune, din contră, mă sprijină cu tot ce pot ei să-mi realizez proiectele pe care le am. Și de aceea i-am ales. Și cred, din punctul meu de vedere, cred că și domnul președinte Victor Ponta este un om care chiar a făcut lucruri pentru România și ar fi dorit să facă mult mai multe. Fără a lăuda sau a face din asta un act de eroism, știm foarte bine că este singurul prim-ministru care și-a dat demisia. Exact. A avut demnitate. Onoare și a avut demnitate. Exact. Alții sunt în două mâini de scaun. În urma tragicului eveniment de la colectiv. Da. Da, exact. Nu vreau să intru în discuția asta, că nu știm. Dar mi-a venit în minte aspectul ăsta legat de... Exact. Domnul Ponta. Eu am garanții de la dânsul, chiar de la dânsul am garanții că ne va sprijini ca Perișul să evolueze. Toți ne dorim să evolueze Perișul. Apropo de evoluție în Periș. Trec săptămâna prin Periș și mă lovesc de acea barieră care o aveți, unde îmi petrec uneori zeci de minute așteptând să se ridice, să treacă acest... Toată lumea are problema asta. Avem și noi un aspect asemănător de aceeași barieră la bufte. Eu acum... Da, corect. Da, așa este. Avem și noi la bufte. Tot am venit la dumneavoastră. După ce scapă de bufte, ajungem la Periș. Exact. Cât stăm noi la bufte, atunci și Periș. E vorba de un decalaj de timp. Corect. La un moment dat am făcut eu o afirmație pe una din postările mele pe pagina mea, în care a spus că primarul care va reuși să rezolve această situație consideră că se poate face o statuie în oraș. Bineînțeles că nu primarul poate să rezolve situația de genul ăsta, pentru că aparține de alte instituții ale statului, nu de primărie. Exact. În cel mai bun caz, maxim, primarul poate să îi îngroape în hârtii și să solicite acest aspect, să se poată realiza, sau să susțină, să vină cu ceva propune. Dar nu primăria va face acest aspect. Dumneavoastră, la Periș, cum veți aborda acest subiect legat de acea barieră, care este destul de primitivă, în primul rând? Au fost accidente? Ați avut accidente foarte... Da, am avut accidente, da din nefericire chiar am avut. Și multe, cum vedeți aspectul ăsta acolo? Aveți cu cine să abordați subiectul ăsta pentru această barieră? Da, l-am abordat deja. L-ați abordat? Da, l-am abordat cu câțiva băieți, pe care chiar îi avem și în echipă, care se pricep să implementeze niște proiecte. Deja avem discuții și cu Ministerul Transporturilor, pentru că trebuie să ne sprijine. Ei, în primul rând, da. Da, exact. Chiar e o problemă arzătoare în Periș, în momentul de față. Eu, pentru că stau acolo, cred că stau în barieră dacă am treabă prin Periș o oră, dacă mă plimb așa prin Periș. Chiar ne dorim și am vorbit cu un specialist, a făcut un studiu așa pe repede înainte, ca să zic, ce se poate implementa acolo este un pasaj subteran, pentru că este mult mai ieftin și nu necesită costuri foarte mari. Acum lucrează la proiect băiatul care să și pricepe și noi vrem să mergem cu el la Ministerul Transporturilor și chiar o să mergem cu el la Ministerul Transporturilor să vedem dacă chiar se poate face ceva. Sau trebuie să implementăm noi proiect european. Noi o să avem o discuție prima dată cu Ministerul Transporturilor, să vedem dacă dânsii sunt dispuși să ne ajute să facem pasajul ăsta subteran. Deci e singurul proiect viabil subteran și încercăm să o rezolvăm. Chiar ne dorim să o rezolvăm și chiar o să o implementăm asta. Chiar am să urmăresc acest aspect, pentru că la Buftea nu s-a putut face nimica. 34 de ani la bariera de la Buftea. Am înțeles.
Da, eu am vorbit, chiar am vorbit cu niște oameni care se pricep. În primul rând, trebuie vorbit cu Ministerul Transporturilor și o să o facem. Chiar o să mergem și la domnul Grindeanu să-l întrebăm dacă ne sprijină. După care o să implementăm fondul europene, dacă nu se poate. Sunt sigur că se poate, pentru că eu chiar tranzitam DN1 când s-a făcut pasajul de la Prisma, cum era celebra Prisma. Da. Și nu e un pasaj foarte mare, să zici, că a costat, nu știu, miliarde. Este o investiție realizată din bani privați. Exact, și a fost minimă. Dacă un privat, asta voiam să spun, dacă un privat a putut să facă subtraversarea asta pe DN1 la Prisma, da? Eu cred că un minister poate face o subtraversare la o barieră în Periș care, din punctul meu de vedere, cred că ar fi mai mici costurile decât traversarea DN-ului. Da. Cred eu. Corect, cred eu. Corect. Dacă facem o recapitulare la ce proiecte mi-ați spus că ați vrea să le abordați, să le duceți la bun sfârșit, da, ar fi așa. Unu, acel spital, acel punct de prim ajutor. Prim ajutor. Da. Da? Ăla ar fi prioritar. Exact. Pentru că de el vor beneficia. Prioritar este biroul de implementat proiecte europene. Ăla e prioritar. Pentru că de acolo plecăm cu toate. Pentru că fără bani n-ai cum să faci. Da, corect. N-ai cum corect. Să faci. Fără bani. Al doilea atunci ar fi acel punct de prim ajutor. Corect. Eventual corect. Deschiderea unei aripi. Corect. Din stabilimentul existent din Periș, din corect. Vechiul spital. Gospodăria. Da? Gospodăria. Da. Unde, internă. Pentru că acolo, v-am spus, o să intre și acel autobuz care să facă legătura dintre Buriaș și Periș. Da. Și ar mai fi locul de promenadă cu parc. Locul de promenadă. Eu știu unde ar putea fi făcut, tot pe proiecte europene. Noi avem un lac acolo, se numește Lacul Burătăcei. Acum câțiva ani, cred că 8 ani, 10 ani, nu mai știu exact, voiau să-l privatizeze. Sunt unul din oamenii care chiar a strâns semnături cu un alt prieten al meu să nu se privatizeze, să rămână al... Bă, mi-aduc aminte că și domnul răpostatul Vadim Tudor a avut acolo. Domnul Vadim? Da. Nu știu, n-am informația asta. În schimb, domnul Ioan Ițoaia a avut casă în Periș, Toma Caragiu a avut casă în Periș. Informația cu... Da, știam că domnul Vadim ar fi cu avut domnul Vadim, o baltă nu știu, nu pot vorbi lucruri pe care nu le știu. Da. Știu doar că Lacul Brotăcei, vreau să rămână Lacul Brotăcei, pentru că mie de acolo mi se trage și porecla de Brotăcelul. Tatăl meu, pe timpul comuniștilor, avea acolo o cârciumă care se numea La Brotăcei. Și tatăl meu era cârciumar. A fost și cârciumar, printre altele. Și ne-a rămas porecla de Brotăcei, pentru că acolo cântă Brotăcei. Eu am afinitate foarte mare vis-a-vis de lacul acela și am un proiect grandios cu lacul acela. Acolo vreau să fie locul de promenadă, mi-aș dori din nou să existe cârciuma aia la Brotăcei și acolo chiar vreau să implementăm parcul ăla de care vorbeam, pentru că se poate face. Și vreau ca lacul acela să rămână și pentru copilul meu de pescuit și pentru copiii lui. Acolo toți copiii pescuiesc gratuit, pentru că bălțile pe care le avem acum în Periș sunt cu plată. Singura baltă care a rămas este la cu Brotăcei Cocioc a primăriei, unde toți copiii pot da la pește gratuit. Și așa vreau să rămână. Am înțeles. Da, gratuit. Frumos. Exact. Să rămână lacul nostru, al nostru, că e al nostru, al tuturor, nu e a unei persoane. E a noastră, balta. Să încercăm să înaintăm puțin în timp, să ne închipuim că a trecut 9 iunie și sunteți primar. Da. Da? Cum, ce fel de primar veți fi și cum veți conduce această localitate Periș? Voi fi primarul tuturor. Deci, tuturor locuitorilor Perișului. Nu voi face diferențe sub nicio formă. Voi ajuta pe toată lumea din Periș și sunt convins 100% că voi munci pe brânci pentru localitatea asta. Și
vă pot întări convingerea că este așa cu câteva argumente, dacă îmi dați voie. Sigur. 30 de secunde. Eu provin dintr-o familie de muncitori din această localitate. Tatăl meu a avut inclusiv o fermă în Periș. Eu, de la vârsta de 14 ani, muncesc la ferma tatălui meu. La 18 ani, după ce am terminat liceul și mi-am început celelalte studii, că am și studii superioare, mi-am luat primul job la 18 ani. Și da, într-adevăr, mă bucur că mi-a spus întrebarea asta, într-adevăr, primul meu job a fost de șofer. Pentru că zilele trecute o doamnă mi-a dat un mesaj pe Facebook să mă întrebe în televiziune, că am lucrat și eu într-o televiziune chiar foarte mulți ani, ce rol am avut în televiziune și ce funcție. Pentru că mulți au spus că am lucrat ca șofer în televiziune. Eu am lucrat ca șofer la 18 ani, m-am întreținut singur în București, am stat în cămin, mi-am terminat studiile și vara veneam la ferma tatălui meu și munceam. Pentru că tatăl meu a avut o fermă destul de mare în Periș. Vis-a-vis de faptul că am fost șofer, o spun cu mândrie și vă spun și de ce. Fără șoferi... E o întreagă breaslă. Deci fără șofer, nu că România, toată lumea ar paraliza, nu ar exista. Eu vreau să spun că meseria asta de șofer nu este grea, este foarte grea, pentru că pleci de acasă dimineața și nu știi dacă te mai întorci. Eu am profesat-o și sunt mândru că am profesat-o, am toate categoriile de pe permis. În televiziune nu am fost șofer, am avut altă funcție. Acum am o altă funcție în altă instituție, sunt director de logistică. De aceea o să cred eu că o să mă pricep foarte bine la primărie, pentru că eu de 30 de ani numai logistică fac. Și logistica îți dă o educație în a rezolva lucrurile sub presiune, a pune lucrurile repede la punct, a dezvolta... Da, este un avantaj, dar asta, exact. Nu, asta exact. Nu înseamnă că logistica poate să completeze și partea de administrație, unde, exact cum am mai spus, acolo vă trebuie și niște oameni bazați și competenți care să vorbească în litera legii. Exact, exact. Pentru că nimeni s-a născut învățat și nu aveți și nimeni nu are cum să le știe pe toate. Primarul, din punctul meu de vedere, nu este obligat să cunoască toate legile și toate... Da, poți să aibă cunoștință de ele, da, dar de aplicarea lor și de modul lor de a le pune în... Sunt juriști. Da? Sunt juriști, sunt alții care fac treaba asta. Din punctul meu de vedere, primarul trebuie să fie exact gospodarul localității. Trebuie să-și formeze o echipă foarte bună și ideile pe care le are... să le implementeze cu echipa pe care o are. Da, echipa aia trebuie să fie top. Asta depinde de fiecare candidat în parte. Și să termin ideea cu șoferul. Da? Vreau să spun că șoferii sunt niște oameni minunați și fără ei, să știți că lucrurile în țara asta nu s-ar învârti. Eu, din punctul meu de vedere, sunt vioara întâi, ca să zic așa. Și ca să închid paranteza despre mine și despre familia mea, da, într-adevăr, am lucrat în presa scrisă, am lucrat în televiziune, acum lucrez la o altă firmă, sunt director de logistică, toată lumea știe că tatăl meu a fost Gigel Brătăcelu, și mama mea, Dorilena, care tot așa a lucrat la Romsuintes. Cam asta este despre mine. Sunt căsătorit, am un bebeluș de 8 luni și sunt născut, crescut în Periș. Ca să închid odată discuția asta despre mine, păi, de unde dacă sunt, cum sunt... Închideți, eu fac o altă paranteză. Vă rog. Cred că s-ar potrivi foarte frumos un Brătăcel pe campania... Da, de ce da? Nu? Dacă nu mă deranjează. Deci, pare că asta o por cu mândrie, că eu mi-am iubit și îmi iubesc foarte mult părinții. Așa vă cunosc oamenii, așa vă știu familia, așa vă știu da. Cei din Periș. Da, datorită tatălui meu sunt ce sunt, pentru că de mici ne-a educat în spiritul muncii, chiar de mici. Eu la 14 ani strângeam iarbă pentru animale,
Știam să cosez la 14 ani. Mergeam cu căruța la 14 ani. Nu e o rușine. Pentru că munceam la fermă tatălui meu. Să muncești. Prima, mi-au ca aminte că prima cămașă de blugi pe care mi-a luat-o tatăl meu, mi-a luat-o pentru că l-am ajutat la porumb, să strângă porumbul. Și uitați, au trecut, cred că, 30 de ani de atunci și mi-aduc aminte mereu că prima mea cămașă de blugi pe care am avut-o, am câștigat-o sau mi-a luat-o, că l-am ajutat la... Da, dovada clară că lucrurile bune și se întâmplă doar dacă și muncești în primul rând, da, și să ți le dorești. Da, da. Și vis-a-vis de lucrurile astea, chiar de muncă, eu chiar m-am implicat în comunitate cât am putut, evident, că mi-am adus aminte, sunt membru fondator unui club sportiv în Periș, Columbofil, pentru că sunt și eu pasionat de păsări. Vă dați seama că am avut... Mergeți la expoziții, la concursuri? Eu nu mai particip pentru că nu mai îmi permite timpul, dar am foarte mulți prieteni acolo. Am și eu ocupă de prieteni care se ocupă și da, sunt foarte... Se ocupă în continuare de club, îl administrează, sunt foarte mulți columbofili în Periș. Nu știam că există atâtea feluri de mâncare pentru porumbei, pe ocazia atâta asta. Tratamente, atâta... Exact. E o industrie și acolo da, e un sport superb. Încurajez toți părinții să-și lase copiii să crească păsări. E un sport superb. Legat de sport, n-a spus nimica în Periș? Da, avem două echipe de fotbal. Aveți două echipe de fotbal. Aveți două echipe de fotbal. Două echipe de fotbal. Eu am făcut sport, chiar am jucat fotbal la Periș. Când jucam fotbal la Periș, echipa aceea era o echipă foarte puternică în Ilfov. Știu că s-au bătut și la promovare în B Perișul. Locuitorii Perișului iubesc deci aveți o pepinieră. Da, 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 iubesc fenomenul ăsta, chiar vin la aveți sală de sport în Periș? Avem, da, sunt din celebrele săli de sport făcute de Năstase. Exact. Aveți proiect. Exact, avem un teren de fotbal chiar drăguț. Sala este funcțională, mai mult. Se utilizează, este... Da, este funcțională. Da. Este funcțională. Da. Sunt două terenuri de fotbal, sunt două echipe de fotbal. Eu, făcând fotbal și sport, voi ajuta și voi sprijini fotbalul și sportul în Periș, pentru că nu numai fotbal se face în Periș, este un băiat care se ocupă de copii cu artele marțiale sau ceva de genul ăsta. Nu mă pricep foarte bine la fenomenul ăsta cu sportul ăsta de contact. Nu știu, că am înțeles că sunt o grămadă, dar știu că băiatul acesta care se ocupă de copii și face cu ei arte marțiale sau nu știu cum se numește, are rezultate chiar naționale și cred că și internaționale, dacă nu mă înșel. Chiar îl felicit pe calea asta, frumos. Pentru că se ocupă oamenii, de copii. Da, copiii trebuie să aibă activități. Și să aibă, da, și un pic de susținere. Exact, exact. Da, din punctul meu de vedere, sportul ar trebui să fie pe primele locuri. Păi de aici pleacă tot, și sănătate, pleacă și educație, exact, de fapt, exact, și tot. Că exact, prin sport exact, asta facem. Pentru că prin sport primește o educație. Păi o educație și... Da. Și copiii noștri chiar au nevoie, că ați văzut și dumneavoastră, toți stau acum numai pe tablete, pe telefoane și pe... Înainte părinții noștri ne luau de urechi să ne bage în casă, acum e invers, ei da, de urechi să-i scoți afară. Da, da. Înțelegeți? Dar dacă ar avea posibilități, nu știu, mai multe de-astea de sport... Activități sportive. Activități sportive, mult, da. Exact. Eu cred că s-ar înscrie mai mulți, nu știu, și o echipă de handball bănuiesc pentru fete, nu știu, mă gândesc, adică ar trebui, fotbalul este, și handballul, cum e băiatul acesta cu karatele, sau v-am spus că nu știu exact, că astea de contact nu le știu pe toate, adică, da, de ce nu? Orice idee bună care se poate implementa, este de bun augur. De ce nu? Aveți în Periș un birou unde vă puteți, sau o locație unde cei din Periș vă pot contacta și să le expuneți? Din fericire nu, dar în schimb am un număr de telefon pe care l-au, am o pagină de Facebook și acolo mă au pe mine în fiecare zi în Periș și eu stau de vorbă cu toată lumea
în Periș, în fiecare zi. Mă cunosc foarte mulți din Periș, am prieteni foarte mulți în Periș. Cred că ne-am și ajutat reciproc foarte mult în Periș unii pe ceilalți. Așa că eu nu sunt invizibil, sunt chiar vizibil. Mă poate găsi oricine. Dacă ar fi să vă adresați în acest moment comunității din Periș, da, în câteva cuvinte, ce le-ați transmite pentru a-i convinge sau a le întări ideea de a vă vota în 9 iunie? Cum aș care ar fi mesajul dumneavoastră către ei? Un mesaj care să-i convingă, un mesaj care să le întărească ideea de a vă vota. Promisiunea mea este, da, în felul următor, că voi fi primarul tuturor. Nu va exista niciun grup de interes în spatele meu și nici nu o să existe. Eu voi fi primarul tuturor locuitorilor din Periș. Voi fi primarul care voi da totul pentru această localitate. Voi fi primarul care va avea ușa deschisă pentru toți locuitorii din Periș. Nu va exista categorii de oameni. Nu va exista. Toți suntem egali în această localitate, toți conviețuim în această localitate și vreau ca primarul să fie unul din oamenii din aceste localități. Primarul nu este un zeu de neatins. Nu, din contră. Primarul este un om care trebuie să ajute oamenii din comunitate. Că, de fapt, asta e ideea cu primarul. Primarul nu e o persoană de neatins. Primarul nu este omul la care te duci cu căciula în mână. Sper să nu faceți parte din categoria primarilor care își trec primăria pe nume propriu și devine SRL. Nu, nu o să fie... E o întrebare pe care mi-o pun foarte mulți urmăritori de-ai noștri și ne întreabă, dom'le, oamenii pe care îi promovați și nu s-o trec pe persoană fizică. Pozează la dumneavoastră într-un anumit fel, dar după ce se văd primari, își trec primăria pe nume propriu. Și eu poate cred numi... că în ăștia 48 de ani de când sunt pe Terra, ca să zic așa, nu cred că m-am schimbat. Cred că sunt aceeași persoană. Și nici nu o să mă schimb. Credeți că nu o să vă schimbe eventuala? Nu, pentru că am primit o educație foarte bună de la părinții mei. Chiar foarte bună. Știți că pe timpul lui Ceaușescu, dacă aveai o banană, o mâncai în casă sau n-o împărți. O tăiai în trei. Da? Depinde cât erai. Și noi împărțeam în trei, chiar am trei frați la momentul ăla. Nu, noi ieșeam cu ea pe stradă, că taică-miu fiind cârciumar, mai avea câte o relație așa. Și făceam frățește cu toată lumea. Noi, de obicei, le țineam sus pe șponier, pe un ziar. Știu, ca să se coacă. Exact. Să se coacă. Păi și noi făceam la este, fel. Nu e corect. Îngălbeneau decât, dar nu se coceau. Da. El nu se mai coceau. Da. Le schimbau culoare. Eu iubesc foarte tare Perișul ăsta. Serios vorbesc. De-aia mă și implic foarte tare în Periș. Aveam posibilitatea să mă mut din Periș de multe ori. Tatăl meu, la un moment dat, la 18 ani, m-a întrebat ce vreau. Vreau apartament în București, ca să-mi termin studiile și să rămân în București. Sau vreau să rămân în Periș și să-mi construiască o casă acolo. Și am zis că vreau să rămân în Periș, să-mi construiască o casă acolo, să investească banii în continuare în animalele lui și în ferma lui, pentru că eu nu mă pot despărți de Periș. Chiar iubesc Perișul ăsta și vreau foarte să frumos. Da, asta e motiv real, de fapt, și plauzibil, da, pentru da, care ați ales da, să faceți vreau parte... Vreau să trăiesc acolo în continuare, vreau să îmbătrânesc acolo și vreau... Când băiatul meu o să mă întrebe dacă m-am implicat în comunitate și în comunitate, să-i spun că da, m-am implicat. Așa, cât am putut eu și cât mă pricep eu. Că vă dați seama, nu sunt vreun geniu. Dar eu zic că pot conduce această corabie care se numește Periș. Am înțeles. Domnul Mitru, vă rog. În încheiere, vreau să vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Pentru discuția pe care am avut-o, sinceră și la obiect. Exact. Am remarcat un om sincer. Da, sunt un om din popor și eu. De obicei, văd, îmi dau seama imediat despre oameni dacă joacă teatru sau nu. Nu am văzut aspectul ăsta, se vede că sunteți din comunitate, vă doriți. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să vă doresc mult succes în campanie. Mulțumesc. Vă mai așteptăm pe la noi, în condițiile în care veți avea ceva nou să ne transmiteți, da? Și să putem dezvolta acest subiect. Sperăm să, când
după 10 iunie, când trec prin Periș, să vedeți că ne-am apucat de pasajul barierei. Să vă de barieră, da. Măcar să-mi închipui acest lucru da. Și vă urez chiar mult succes cu acest proiect și așteptăm să vedem și finalitatea lui. Mulțumesc tare mult! În încheiere vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Vom reveni săptămâna viitoare cu o altă emisiune, de fapt cu mai multe ediții în săptămâna viitoare. Vom avea invitații din sfera politicului. Îl vom avea invitat din nou într-o emisiune live și pe actualul candidat al PUSL-ului în Buftea, pe Ion Stoica. Vom încerca să aducem alături de dânsul și alți invitați, eventual chiar să facem o dezbatere corectă și cinstită. Tot pe această cale vreau să transmit o invitație oficială și actualului primar în funcție, Gheorghe Pistol, dacă vrea și își dorește să ne onoreze cu prezența în acest studio pentru a discuta civilizat despre proiecte și despre ceea ce se vrea în Buftea, în condițiile în care dânsul va rămâne și va câștiga alegerile sau nu, vom vedea. Vom încerca să fim imparțiali și să lucrăm în folosul comunității. Vă mulțumesc încă o dată, o seară minunată!